Slăviți să fie Domnul! Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, deschidem împreună Sfânta Scriptură în cartea Evanghelistului Luca, capitolul 17. Citim câteva versete, începând cu versetul 11. Pagina în Biblie 1012. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut, Iisus le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților! Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritian. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit, amin. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile, îmi exprim bucuria și mulțumirea că sunt împreună cu voi la părtășie. Ca și altă dată, m-am simțit onorat să fiu invitat de fratele Leontin pentru seara aceasta în mijlocul dumneavoastră. Este o surpriză plăcută, numărul mare de frați și de surori. Eu am înțeles că trebuie să ne rugăm pentru câțiva bolnavi care și-au exprimat dorința să ni se facă ungerea cu unt de lemn, dar dacă au venit mai mulți, dacă aveți slujbă în seara aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vorbea fratele aici un lucru foarte important în viața noastră de creștin, ceva despre cunoașterea Domnului Iisus. Eu spuneam că această cunoaștere ar rezolva multe probleme în adunările noastre. Ne-ar scăpa de multe probleme dacă fiecare ar avea o relație și o cunoaștere îndeaproape a lui Dumnezeu. Pentru că, în definitiv, Ioan 17:3 spunea: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Esența vieții veșnice este, de fapt, cunoașterea lui Dumnezeu. De câte procese verbale n-am scăpat? De câtă morală și învățături și supărări n-am scăpat noi dacă fiecare în parte l-ar cunoaște pe Domnul? Și eu mă rog în seara aceasta, Domnul, să ne dea cunoașterea aceasta. Cred că nu este lucru mai important în viața noastră decât să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Noi tindem, avem dorința de a cunoaște personalități ale lumii acesteia. Și când am ajuns să ne împrietenim cu un om ridicat într-un rang înalt, vrem să o știe toți aceasta. Dar până la urmă, toți oamenii nu sunt decât o suflare. Acela care e mare și care ne poate face bine, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dorim pe El să-L cunoaștem, amin? Și când vorbim de cunoașterea aceasta, că nu-i subiectul serie, așa am uitat să vă spun, vreau să predic scurt, că eu am predicat de multe ori la voi și fratele Octavian e mai restant decât mine. Când vorbim de cunoașterea Domnului, sunt câteva etape în cunoaștere. În 2 Corinteni 5:16, Apostolul Pavel spune așa: și așa că de acum încolo nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Și dacă L-am cunoscut pe Hristos așa, nu, de acum nu-L mai cunoaștem așa. Știți că există o cunoaștere a lui Hristos în felul lumii. Eu nu spun că e rea, numai spun că nu-i suficientă, nu-i de ajuns. Ce înseamnă să-L cunoști pe Hristos în felul lumii? Să știi din sărbătorile tradiționale ale noastre a românilor că Hristos a născut, că a fost botezat, că Hristos a murit, că a înviat, că s-a înălțat. Avem sărbători prinse în calendar acolo și ce-mi pare mie rău că de multe ori românii nici nu mai știu ce sărbătoresc. La nașterea Domnului sărbătoresc pe Moș Crăciun, la învierea Domnului scos pe iepurașul și pe altele, numai să nu-L cunoaștem pe Domnul. Dar există o cunoaștere în felul lumii, este bună cunoașterea asta, dar nu-i suficientă. Și apoi urmează o a doua treaptă de cunoaștere. În Marcu capitolul 2, versetul 8 spunea că îndată Iisus a cunoscut prin Duhul. Există o cunoaștere prin Duhul.
Și aș dori ca Domnul să ne dea cunoașterea aceasta. Și Pavel se ruga în Efeseni 1 cu 17 și spunea: și mă rog Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un duh de cunoaștere. Să, o descoperire care o dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Predicam eu altă dată în dimineața învierii, se întâmplă lucruri ciudate. Gândiți-vă la Maria Magdalena, la celelalte femei cucernice, care aproape 3 ani au umblat cu Domnul în misiune. Și i-au ascultat predicile și i-au slujit în misiunea lui și au fost, dacă vreți, îndrăgostite, că s-au vorbit acum, îndrăgostite de el. Maria, din care Domnul o eliberat-o de atâtea păcate și o iertat-o, și umblă 3 ani și jumătate cu Domnul și Domnul e omorât, îi pus în mormânt, stă acolo 3 zile după Scriptură, a treia zi Maria îl vede în grădina Ghetismani și nu-l cunoaște și crede că e grădinarul. Este posibil să umbli 3 ani cu un om, să nu-l vezi 3 zile și după 3 zile să nu-l recunoști? Și a spus: dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Și Domnul strigă: Maria! Și când o strigă, el spune: rabuni, învățătorule, să aruncă la picioarele lui. Ce s-a întâmplat cu Maria de nu l-a cunoscut? Ucenici în drumul Emausului merg vorbind cu aprindere între ei de ce s-a întâmplat la Ierusalim. Și li s-a alătură un străin și întreabă: ce-i cu vorbele astea? Cum tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat la Ierusalim cu Iisus, prorocul acela puternic în vorbe și în fapte? Cum a fost omorât, ba încă niște femei de-a noastre ne-au pus în uimire, zicând că a fost la mormânt, ar fi văzut o vedenie de îngeri. Și Domnul se uită la ei și spune: o, zăbavnici cu mintea, când e vorba să înțelegeți tot ce au spus Scripturile. Și la un moment dat, la frângerea pâinii, li s-a deschis ochii și l-au cunoscut. Dar de ce nu l-au cunoscut pe drum? Ce s-a întâmplat? Nu l-au văzut 3 zile și nu l-au mai cunoscut? Domnul voia să le dea o altă formă de cunoaștere. Până acum ei l-au cunoscut în fire, după timbru voce, după îmbrăcăminte, după fizionomie, dar Domnul voia să le dea o cunoaștere prin Duhul. Și mă rog Domnul ca să ne dea și nouă un duc de descoperire în voia sa. În Matei 22 cu 29 Domnul spunea: vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu, în primul rând, o aflăm în citirea Scripturilor. Aici îl cunoaștem cel mai bine pe Dumnezeu. Și în al doilea rând, prin darurile profetice, prin Duhul Sfânt. Religia și credința unui om îi dată de cunoașterea lui. Când Pavel spune acolo în Galateni 5, rămâne star și nu vă plecați iar sub jugul robie, prima robie este robia învățăturilor. Un adventist, e născut în familie de adventiști sau convertit la adventiști, el ține sabatul, nu mănâncă carne de porc sau carne dacă e reformist, dă zeciala, crede în acele mai multe botezuri, știți de ce le face astea? Așa a fost crescut. Asta e învățătura lui care o are, el o crede și de-aia e adventist. Un penticostal, îi penticostal că noi am învățat în botez, în nașterea din nou, în stăruința după Duhul Sfânt, în darurile Duhului Sfânt, în darurile profetice, în vorbirea în limbi și pentru că așa am fost învățați, noi așa credem, nu? Un ortodox e ortodox, că el merge la biserică, aprinde o lumânare, se închină la o icoană, se închină la un sfânt mijlocitor, așa a fost învățat și el așa crede. Fiecare om este rob învățăturii pe care o are. Prima robie îi robia învățăturilor. Ca să schimbe un om credința, trebuie să schimbe învățătura. Ca un ortodox să vină la penticostali, trebuie să ajungă la convingerea că singurul mijlocitor între om și Dumnezeu e Domnul Iisus, că celelalte nu există o răscumpărare după moarte, nu există un transfer al morților din iad în rai și după ce înțelege astea, el îmbrățișează o altă învățătură și îmbrățișează o altă credință. Deci cunoașterea lui Hristos este o cunoaștere în felul lumii, este o cunoaștere prin Duhul, care ne-o dă Dumnezeu prin citirea Scripturilor și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mai există o formă de cunoaștere.
În dimineața învierii, Ioan 21, 6 ucenici pleacă la pescuit. Toată noaptea se trudesc, nu prind nimic și dimineața pe țărm stau un străin. Și strigă la ei, copilaș, aveți ceva de mâncare. Și unul parcă-l văd pe Pietru mai îndrăznesc, strigă înapoi, toată noaptea ne-am străduit și n-am prins nimic. Și atunci străinul de pe țărm le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă. Ei o aruncă și când o trag, nu mai pot trage de mulțimea peștelor. Și vine Biblia cu un amănunt. Ioan se pleacă la urechea lui Pietru, știți ce spune? Este Domnul. Dar de unde știa? El a mai avut parte de o minune. Le-a mai spus odată, Domnul, aruncați mrejele. A treia formă de cunoaștere e cunoașterea pe baza experiențelor personale. Deci este o cunoaștere în felul lumii, îi bună, dar nu e suficientă, e o cunoaștere prin descoperirea Duhului, prin darurile Duhului și prin Scriptură și este o formă de cunoaștere prin experiență personală. Pe scara cunoașterii, voi până unde ați urcat? Știți că atunci când Dumnezeu lucrează în viața ta, poate să vină o adunare și oricine ar veni să te răstoarne, tu rămâi pe temelie că tu l-ai cunoscut pe Domnul. Și spui, Domnule, Dumnezeu m-a vindecat, oamenii n-au putut, numai Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ajutat, oamenii n-au putut, numai Dumnezeu mi-a făcut. Și doresc ca Dumnezeu să ne dea și forma asta de cunoaștere, amin? Nu mai vorbesc de prețul cunoașterii, că predica e mai lungă și mă opresc aici. Că trebuie să plătim un preț în dimineața învierii, să duc ucenicii la mormânt, să uite mormântul gol și pleacă. Dar Maria, Ioan 20, dar Maria stă afară și plângea. De multe ori, ca să-L cunoști pe Domnul, trebuie să plătești un preț din timpul tău. Suntem așa de grăbiți, spunea că fratele s-au dus secolul viteză, s-au dus, dar nu s-au dus cu totul. Încă mai alergăm, încă mai suntem grăbiți. Noi suntem foarte obosiți. Ca să ajung la voi la timp aici, în seara asta, noi ne-am pornit de ieri de acasă. Am pornit de ieri de acasă, am călătorit numai pe ploaie până la satul mare, un frate ne-a primit, dar de acolo nu mai puteam scăpa, am plecat aproape la ora două. Rugăciuni, ungeri cu undele, mai este un frate, mai este o soră și unii au rămas supărați când n-am mai intrat și pe la ei. Am spus, măi, oameni buni, am plecat de ieri de acasă să ajungem la timp și n-ajungem deloc până la urmă. Fraților, când vorbim de cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos, aș vrea ca Domnul să ne dea forma aceasta de cunoaștere, dar nu uitați că noi trebuie să plătim un preț din timpul nostru. Prea grăbiți, prea preocupați cu lucrurile acestea, până nu stai pe genunchi și te rogi așa mult înaintea lui Dumnezeu, nu ți se descoperă Dumnezeu. Până nu stai și plângi înaintea lui Dumnezeu, că Maria plângea în dimineața învierii și la un moment dat a spus, Domnul, femeie, nu mă ține. Dar nu l-a legat Maria, numai lacrimile ei îl ținea pe Domnul. Și atunci să știi, când plângi în casa ta, când încui ușa și te rogi, îl pricepi pe Domnul, ți se descoperă Domnul, ai o iluminare de la Duhul Sfânt, hai să plătim prețul ăsta, amin? Apoi spunea Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 8, începe de la versetul 4, spune că eu am pricin de laudă. Păi eu sunt iudeu, născut, tăiat împrejur, în ziua 7, în seminția lui Beniamin, am făgăduințe, le am toate. Dar lucrurile care pentru mine erau o pricină de laudă, o pricină de încredere, le-am socotit ca o pierdere, versetul 8, ca să îl cunosc pe Dumnezeu. Și apoi în versetul 10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, dacă va fi posibil să ajung la învierea din morți. Pavel a plătit un preț al renunțării. Până nu plătești un preț al renunțării la lucrurile astea, nu le apuci pe celelalte. Să le dea Domnul putere. Amin? Frații mei, mă opresc din gândul acesta al cunoașterii și am citit aici un verset, adică câteva versete, pentru că, repet, ni s-a spus că în seara asta cineva din voi, o persoană, mai multe, vor să ne rugăm pentru ei cu ungere, cu un de lemn pentru vindecarea trupului. De asemenea, ni s-a spus că sunt solicitări în care unii din dumneavoastră aș vrea să ne rugăm cu punerea mâinilor ca Domnul să îi elibereze, să le facă bine, să-i scapă de alte probleme care le au. Am citit cuvântul acesta și eu am constatat că în lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus,
El a vrut de fapt să vindece mulțimea lui Israel, să vindece oamenii, să vindece de păcatele și de bolile sufletului. Și asta a făcut-o prin vestirea Evangheliei. Să vindece de bolile trupului, că erau mulți bolnavi. Și Domnul i-a vindecat pe toți. Și Domnul o eliberat pe unii care erau stăpâniți de duhuri necurate. La ora actuală, aceste trei situații neplăcute le întâlnim și îmi pare rău că le întâlnim în adunările noastre. Întâlnim foarte mulți oameni, bătrâni sau tineri, chiar copii, femei și bărbați, care sunt bolnavi în trupul lor. În omul acesta din afară, foarte, foarte mulți bolnavi. Că cancerul ăsta face ravagii, diabetul face ravagii, alte boli care îi atacă pe frații noștri și sunt bolnavi. Dacă sunt bolnavi în seara asta, în trup aici, doresc ca puterea de vindecare a Domnului să fie prezentă și să vindece. Amin? Toată slava este a lui Dumnezeu. Niciun om nu poate vindeca, eu mi-aș dori. Atât m-am dus cu gândul la trimiterea ucenicilor, când Domnul spunea, duceți, vindecați pe cei bolnavi, înviați morți. Și le-am spus, oare o puteau face ucenicii prin puterea lor? Așa de mult mi-aș dori să am puterea asta, dar mă declar aici, nu o am. Singurul care poate vindeca Iisus Hristos. Există, fraților, în mijlocul adunărilor noastre foarte multe persoane depresive, stresate, bolnave psihic, stăpânite de diavolul, că și stăpânirea asta are trepte diferite. În primul rând este o influență demonică, apoi este o accentuare prin săvârșirea unor păcate. Te pune diavolul să săvârșești de unele păcate, tu fiind nepocăit și nepocăită și fiind neatentă, înfăptuiești păcatele acestea care până la urmă creează dependență și nu mai poți să scapi de ele. Sunt păcate cum e tutunul. Tutunul creează dependență. Alcoolul creează dependență. Pornografia creează dependență. Drogurile creează dependență, jocurile de noroc creează dependență. La început te duci din curiozitate, te duci fiind într-un anturaj greșit, te uiți odată la ceva murdar, te uiți a doua oară și dintr-o dată depinzi de păcatele astea. Am întâlnit oameni care și-au ruinat averile, care și-au distrus familiile și nu se puteau opri de la jocuri de noroc. Îmi spune un frate, frate dragul, zeci de mii, sute de mii de euro am pierdut, puteam să fiu un om bogat, toate le-am pierdut la păcănele. Măi, de ce te ducei? Nu putem să vă opresc. Mi-am distrus familia, mi-am distrus casa, pentru că sunt păcate care creează dependență. După care vine o stăpânire demonică, în care nu mai ai cu cine să te înțelegi. În primele etape există o posibilitate de împotrivire. Noi răsturnăm izvodirile minții, spunea Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, și orice gând îl face robi ascultării de Hristos. Împotriviți-vă diavolului tare și el va fugi de la voi. Dar sunt grade de stăpânire când nu mai ai ce face. M-am dus o dată cu niște frați la o familie din Iași, în care băiat student la medicină, fată studentă la medicină, băiat la liceu. Toți trei erau cu boli psihice. Când am intrat în casa aceea, o fată care era bolnavă, o fugit să o ascuns în dulap, a tras hainele pe ea. M-am dus în dulap ca să o scot de acolo, a fugit în baie și s-a pus în cad. Octavian era de față. Deci boli care nu poți să-i mai faci mărturisire. N-ai cu cine să stai de vorbă. Și mulțumim Domnului că Dumnezeu a lucrat și lucrează. Băieți, a terminat școala, sunt medici acum. Altă dată m-am dus în Rădăuț, la un băiat tot anul 6 la medicină, era întors pe pat cu fața la perete, noi eram un grup de frați, nu ne răspund la salut, nu au vrut să vorbească deloc cu noi, ne-au ignorat total. Și apoi încet, încet am vorbit cu el, s-a dus o sat de vorbă ceva cu fratele Octavian, avea niște probleme în viața lui, dar avea o stăpânire atât de puternică că nu vă puteți da seama. Ei s-au făcut o rugăciune, Dumnezeu l-a eliberat, o terminat facultatea, o venit la mine la Bosanci, o dat mâna cu mine, cu mamă, să mă cunoști, frate?
Măi, nu te știu, ia uite bine, m-a uitat un băiat înalt, frumos, nu te știu, mă. Eu sunt băiatul ăla de la Rădăuz. O fost la Octavian, la adunare, măi, mă cunoști? O mulțumim Domnul, Dumnezeu l-a eliberat. Și avem multe cazuri din astea în care Dumnezeu mai eliberează. Dumnezeu mai vindecă. Dacă sunt în seara asta legături din astea de păcate, cu diferite dependențe de păcat, aș dori ca Domnul să vă elibereze pe toți în seara asta și să ne facă o slobozire, amin? Deci când vorbim de neputințele noastre, neputinți trupești care sunt boli, neputințe la nivel de psihic care sunt atacuri demonice, să vindece Domnul și acolo, și mai sunt un fel de neputinți de care nu vă pasă foarte tare. Când ne sufletul bolnav, omul din lăuntru ni bolnav, și atunci nu dorim vindecare sau ne ascundem să nu ne știe nimeni, dar rețineți un gând, când vorbim de vindecare, Domnul întotdeauna a fost mai preocupat de suflet decât de trup. Că mai important e sufletul decât trupul. Că până la urmă spunea un frate, măi, cu diabet poți fi mântuit, dar cu lăcomie nu poți fi mântuit. Știu eu, cu o boală de rinichi sau cu o boală de inimă poți ajunge în rai, dar cu curvie sau minciună n-ai cum să ajungi în rai. Și Dumnezeu e preocupat de sufletele noastre. Este careva care de sufletește bolnav între voi, care folosește minciuna, clevetirea, răzvrătirea, ura? Este careva aici să vină la ungere? Să vină la ungere? Oare vine careva în seara asta la ungere? Pentru boli sufletești nu se face ungere, ungerea se face pentru boli în trup. Dar există remediu și pentru celelalte boli. Eu aș dori ca Domnul și pe aceștia să-i vindece, amin? Și de multe ori mă uit în viața mea și spun, măi, aici ai început de boală la mine. Căci atunci când vorbim, am ales textul ăsta doar câteva gânduri. Că am spus că predic puțin, dar nu știți cât e puțin la mine acum. Cuvântul Domnului spune așa, că în primul rând, un om ca să fie vindecat, trebuie să-și recunoască starea lui. Zece leproși erau, nu vorbesc că Domnul a trecut printre Samaria și Galileea, că el nu participă la luptele noastre, trece printre, știți dumneavoastră istoria cetăților acestora, da? Dar oamenii ăștia erau leproși, știau că sunt leproși, au recunoscut că sunt leproși și când a trecut Domnul a strigat la ei. Eu vreau să întreb, noi recunoaștem când suntem bolnavi? Eu am constatat că sunt bolnavi, vorbesc de boală în trup acum, boală în trup. Sunt oameni bolnavi și nu știu că-s bolnavi. Îs bolnavi, tot trupul e afectat și ei habar nu au. Nu de mult am întâlnit un frate la noi care a mers în Belgia la băieți, frate care predica, cânta, lucra și ceva nu s-o simțit bine. Și până la urmă băieți au spus, tata, vă cât e rău, eu fost vă două zile rău, hai să mergem până la doctor. S-o duc la doctor, spune, domnule, ai venit prea târziu, cancer. Cred că în două săptămâni sau în trei săptămâni l-am îngropat și îngropat deja. El, măi frate, n-am știut cât bolnav. Organism tare, el om robust și el era tot plin de cancer, dar nu știa. Era bolnav, dar nu știa. Sunt unii care sunt bolnavi și știu că sunt bolnavi. Ăia sunt bolnavi, au făcut analize, fac tot felul de verificări și spune cu precizie, uite, asta mă doare, aici mă doare, el știe. Mai sunt o categorie de oameni care nu sunt bolnavi, dar știu că sunt bolnavi. Ăștia sunt bolnavi închipuiți și sunt în adunările noastre. În Psalmul 34 spune, eu am strigat către Domnul și El m-a izbăvit de toate temerile mele. Că atunci când ne rugăm pentru boală, eu mă rog, Doamne, ridică orice boală și mă mai rog, Doamne, ridică orice teamă de boală. Pentru că tare mult să tem că-s bolnavi și lucrul ăsta nu-i bun. Știți că teama asta nu-i bună? Nu-i bună deloc, dar noi ne temem și odată o soră avea o prorocie prin Duhul Sfânt. Femeie, tu te temi de lucruri care nu ți se vor întâmpla niciodată. Și eu am venit repede cu o poveste de-a lui Ion Creangă, de-a cuie. Povestea aia cu drobul de sare, așa mici voi nu știți, degeaba râdeți că voi nu știți. Era la mine când eram, spunea acolo povestea că era un prichice, aha, spune Ion Creangă, era un drob de sare
și jos era o femeie tânără cu un copil. Și a început să plângă și a venit măsa, de ce plângi? O că dacă sui pisica acolo și dă drobul jos, mi-o moară copilul. Și a început să plângă amândouă și a venit vecina, dar de ce plângeți? Păi cum, de ce? Dacă sui pisica și dă drobul, ne-o moară copilul. Și erau nu știu cât de plângeau, dar pisica nu a mai venit acolo. Și mi-aduc aminte cu o lucrare, spunea femeia acesteia, femeie, te tem de lucruri care n-au să se întâmple niciodată. Știi cât e de grea teama asta? În afară de duhurile de teamă, într-o adunare am fost, erau câteva soții de păstori, vreo trei sau patru care erau ordinați, aveau toate un duc de teamă, se temeau să rămână acasă, nu mergeau după cumpărături, nu mergeau cu copiii la școală, îmi spunea bărbatul, terorizat. Mă duc dimineața, duc copiii, fug pe șantier, lucrez ceva, mă duc eu copiii, fug înapoi pe șantier, că mă înțelege șeful, că nevasta se teme. Când s-au făcut o rugăciune și o eliberare, și când a luat o femeie plasa, s-a dus la alimentară și a venit cu bagajele în plasă, a spus, nu știți cât e de bine să nu mai ai duhul de teamă. Și l-a eliberat Dumnezeu și-ți vindecate și în ziua de azi. Eu aș dori ca dacă cineva are un duc de frică, un duc de teamă nejustificat, să-l elibereze Domnul și de asta, amin? Deci primul gând care l-am de aici este că noi trebuie să ne recunoaștem starea adevărată, bolnav sau nu bolnav. Apoi când vorbim de bolile sufletești, vorbim de lepră, că ăștia erau leproși. Ca să fie în vechime unul lepros declarat de marele preot, trebuie pus la niște probe. Du-te, închide casa, vezi dacă recidivează. Acum, uite, verificați-vă voi cu mânia, de exemplu. Sunt frați mânioși aici? Aici în adunare sunt mânioși? Care sunt mânioși pe șantier, mânioși pe acasă. Ia spuneți, bărbații voștri sunt mânioși? Nu sunt mânioși, cred că ce oameni pocăiți. N-a verificat să vă vezi, măi, m-am mâniet odată. Băi, dacă te mâni și după amiază iară, și când mâni dimineață iară ești mânios, și când recidivează, și în 7 zile te mâniezi de 10 ori, vezi că ești bolnav de mânie, fratele meu. Vezi, acolo e un microb, ceva o intra la tine. Știi de asta? Sau când pasionat de sport. Și nu poate, domne, trece un meci să nu știi rezultatul și scorul, știi le-o da golul. Sunt din ăștia pe aici? Nu știu dacă sunt. Dar vezi că dacă sunteți, ai că ai aflat tu că Austria a bătut Germania cu 1-0, nu-i un păcat. Dar când te interesezi mâini iară, și poi mâini iară, și răspoi mâini iară, și știi jucători și campionate, vezi că acolo e un microb, frate. Eu te-am închis 7 zile, dacă ți-am dat drum pe 7 zile, ești plin de lepră, din creștet până în tâlp. Să ne păzească Dumnezeu. Este careva bolnav de asta? Eu am fost duminică într-o evangelizare, sâmbătă în Serbia, în Banatul Sârbesc, și din băieții care erau cu mine, din 3, 2 erau jucători de divizia. Unul avea 21 de ani, unul 22, și a spus, frate, am renunțat la jobul nostru, la mulți, mulți bani, că trebuiau, că jucau, erau un contract cu o echipă în divizia, și mi-a spus o care, dar eu nu vă spun vouă, pentru că la unul tatăl era păstor, erau din 13 copii și tatăl a spus, dacă tu te duci în echipa aia să joci, eu îmi scriu demisia, mă duc în bancă, eu n-am nevoie de copii fotbaliști, nici în divizia, nici pe milioane de euro. V-am crescut pe toți 13, aveți ce mânca și băiatul s-a retras, a învățat cântă la acordeon, unul recită poezii extraordinar de frumos și s-a pocăit. Ei, da, mai sunt microbiști pe aici, dacă mai sunt, e o boală sufletească. Și apoi nu mai vorbim de lăcomie, că am o predică despre lăcomie, dar nu o predic la Viena. Eu am făcut o predică despre lăcomie și m-am dus odată într-o adunare bogată, bogată, cu milionari din Bucovina. Și ne-a spus, fraților, am o predică despre lăcomie, îmi dați voi să o predic aici, că dacă nu mă lăsați să o predic aici, mă duc la Vaslui. Și prezbiterul spune, nu te mai duci cu el la Vaslui. Hai predică de lăcomie aici. Sunt lacom la voi în adunare? Dar nu puteți spune până nu ascultați predica, nu? Așa, dacă sunt o dorință de vedeți în voi o tendință de lăcomie, asta e boală. Veniți în seara asta repede, mărturisiți-vă păcatul, recunoașteți starea voastră și Dumnezeu să ne lumineze mintea, amin? În al doilea rând,
trebuie să avem o dorință de vindecare. Oamenii ăștia au avut dorință și când un om are dorință, apoi el începe să caute. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare, foarte conservatoare, și am mai ieșit așa și parcă m-am mai îndulcit un pic. Oh, de la început că m-am dus la un frate, un frate cum n-am întâlnit în viața mea, se uita la tine, avea un dar de cunoștință că spunea tot ce gândești. Am stat 12 ore de vorbă cu el așa la masă, 12 ore fără să ieșim până afară, fără să mâncăm. La un moment dat mă temeam să gândesc, cuturam din cap așa. Cum aveam un gând, el îmi spunea, uite ce gândești, dar uite ce spune Duhul Sfânt. Eu eram foarte, foarte sever cu iertarea, cu astea, nu exista. Și el îmi spune, măi frate dragoste, ascultă la mine. Un om cât îi sănătos, nici nu știe unde-i spitalul. Nu îl doare pe el capul de spital, câte etaje și ce secții sunt pe spitalul acela. El e sănătos, tun, dacă duce o plasă la careva, de la poartă, iar dau la portar să o ducă. El nu are treabă cu spitalul. Când se îmbolnăvește, începe să intereseze de medici. Măi, la inimă, la cardiologie, cam care doctor ar fi mai bun? Și fiecare caută doctorul cel mai bun. Știți care e doctorul cel mai bun? Care operează mult și pacientul scapă. Și el îmi spunea, măi, așa e și cu starea sufletească. Când un om e bolnav, se duce la un frate care îi dă o șansă de mântuire, nu care îi trimite în iad și îl omoară pe loc. Amen. Fii tu unul din ăla bun. Știți că m-a schimbat un pic, mă gândeam, la mine câți pacienți au venit, cam la iad. Cam la iad i-am dat. Și am spus, măi, dar trebuie să mai scape. Odată eram la o mărturisire și eram cu un frate care acum are 80 de ani. Și i-am spus, frate, primește-mă tale mărturisirea asta. Dar omul ăla pe care eu l-am ordinat prezbiter cu ani în urmă, la o vârstă destul de înaintată, el nu primise mărturisiri niciodată. Și când o primi mărturisirii de la ce-o primit el, o veni la mine și a spus, băi, frate, dragul, știi ce mi-a spus ăsta? Și a început să-mi spună ce-a povestit ăla. Și m-a tale ce-ai făcut? Băi, așa l-am bagiucurit, băi, nesămțătule, băi, nu ți-i rușini, băi, l-am făcut în tot felul, frate dragos. Amu mă gândeam eu la săracul ăla om, care a avut o remușcare, care s-a dus la un om bătrân să se mărturisească și ăsta l-a bagiucurit în tot felul. O să că n-am mai face el de astea cât a trăit. Fraților, un om când e bolnav, începe să caut un medic. Și când caut un medic, spune, măi, de la care a scăpat eu? Care mi-ar da o șansă? Care mi-ar acorda încă viață de aici înainte? Și aș dori ca astfel de oameni să fie la voi în adunare. Pentru că până la urmă Hristos este acela care dă viață. Slăviți să fie Domnul, amin? Spuneam eu, un predicator n-are voie să predice două lucruri. N-are voie să spună unuia... Nu mai ai iertare, pentru că iertarea nu e la noi. Domnul avea două rânduri de chei, Domnul Iisus. Și le ia pe Petru, spune, Petru, ți-i dau cheile împărăției. Ce înseamnă? Fă evangelizare, bagă în rai, cheamă la adunare. Dar în Apocalipsa 1:18 spune, eu țin cheile morții și a locuinței morții. Că dacă ar da cheile la fratele Leontin sau la fratele Dragoș și ne-a sprinde odată mânioși pe noi, drept în locuința morților, dar asta drept nu e a nostru. Noi vă putem chema la adunare, vă putem deschide ușa, facem evangelizare și spunem, veniți la Hristos. Cât despre iarte și moarte, asta e treaba lui Dumnezeu. Nu poți să spun nimănuia, nu mai ai iertare și nu poți să spun nimănuia, păcătuiește că Domnul te-a iertat. Nici asta nu pot. Să ne dea Domnul pricepere, amin? Al doilea gând e legat de dorința de vindecare. Eu aș vrea ca Domnul să vă dea dorință de vindecare. Și când vă dă dorința asta de vindecare, începe să căutați omul potrivit și începe să mergeți la el. Biblia spune că leproșii ăștia au strigat. Sunt bolnavi care duc cu resemnare boala lor, așa. Sunt bolnavi care nu vor să se știe că e bolnav. Frate Dragoș, vino și fă ungerea la fată, dar e tânăr, vezi, nu mai spune. Și eu înțeleg durerea mamei, nu mai spun. Aveam odată un prieten, un foarte bun prieten, un bun cântăreț în adunare.
Numai eu știam din adunare că îl doare capul de nu mai poate. Mi-e dragul, nu mai pot. Bă, dar nu mai spui la nimeni. Era tânăr, era necăsătorit. Mă rugam pentru el, slujeam împreună. Dar spunea, nu mai pot de durere de cap. Și odată am venit la noi un frate, că a spus, hai să ne rugăm pentru bolnavi. Și primul care a ieșit de aici a fost el. Cântam la tenor, amândoi eram necăsătorit. El a ieșit și m-am mirat. S-a dus la s-a făcut o rugăciune și-i vindecat și în ziua de azi. E cu 2 ani mai mic ca mine, de atunci până acum nu mai avut probleme, nu mai putea. Dar de multe ori noi ducem bolile așa cu rușine, să nu știe frață, să nu mă vadă că ies în față. Uite, o ieși la mărturisire, oare ce are de spus? Oamenii ăștia, când l-au văzut pe Domnul trecând, au început să strige tare, ca și Bartimeu din Erihon. Hai să strigăm la Dumnezeu să ne vindece. Dacă sunt bolnav, sufletește. Aveți dependență păcătoasă în viața voastră. Mergeți și mărturisiți-ne și spuneți la Domnul să vă elibereze și plecați acasă vindecați de Domnul. Amin? Oamenii aceștia și în procesul vindecării trebuie să perseverăm. Am exemplu acelei femei de origine sirofeniciană care a venit cu fetița ei, o striga după Domnul. Domnul nu, nici nu s-a uitat la ea. Nu i-a răspuns nici bine, nici rău. O mai strigat. O intervenit ucenicii. O mai strigat. I-a spus, femeie, nu îngădui să iei pâinea de la masa copilului, să o dai la o căței. Numai răspunsul rele, așa. Și femeia asta iară strigă. Și strigă, și strigă. Și spune, Doamne, dar și căței se satură de la masa copilor. Și se oprește Domnul, spune, o femeie, mare ți este credința. Intervine acolo femeia de 4-5 ori. Hai să ne rugăm cu stăruință înaintea Domnului, amin? În seara asta Domnul ne poate vindeca. Și aș dori ca Domnul să ne vindece, amin? Apoi dacă ne-am dus la medic, mai am un gând aici. Că el a spus, duceți-vă de vă arătați preoților. Puteau să fie indignați, așa ca Naaman. Ca Naaman. Naamanul, dar ce nu să Abana și Parpara, apele Damascului mai bune? Îți a spus, duceți-vă și arătați-vă. Bă, ăștia au ascultat. În seara asta, hai să ascultăm. Dacă eu m-am dus la un medic, apoi eu nu-l mai verific pe medicul ăla. Dacă eu mă duc la medic și îmi dă o pastilă, cred că pastila aceea, că doar e medic, nu? Dacă eu vin la Domnul Iisus în seara asta și îmi spune să fac ceva, apoi eu îl cred și Dumnezeu să ne ajute, amin? Hai să nu fim ca Naaman. Eu am odat o predică, dar nu, puneam, când citeam acolo de vindecarea lui Naaman, așa, a rămas eu de... nemulțumit într-un fel de atitudinea lui Naaman. Când i-a spus, du-te și te spală de 7 ori și vei fi curat, și el nu a vrut. Și eu am spus, ce greu să fac lucrurile ușoare. Ați constatat asta? Că lucrurile ușoare noi le facem greu. Era chiar așa de greu să te bai de 7 ori în apă. Măi, plin de lepră, putrezește carnea. Când îți a dat jos hainele de gală, mirosie carnea pe el. E așa de greu să te bai de 7 ori în apă? Ce spuneți, e greu? Nu e greu, dar el nu poate. Că de multe ori o să vedeți în viața de pocăință, lucrurile ușoare le facem tare greu. Tare greu. Oamenii din seminția lui Beniamin, niște băieți răi, niște fii al lui Belial, au făcut un păcat cum nu s-a făcut niciodată în Israel. Știți întâmplarea, da? Când au bătut joc de o femeie până a omorât-o, ăsta a tranșat în 12, a trimis în semințiile lui Israel, s-a adunat poporul la Mizpa, s-a făcut o delegație, s-a dus la Ghibe din Beniamin și oamenii din Ghibe le-au spus, măi, aveți niște derbedei aici, dați-i afară. Îs fiii lui Belial, câțiva băieți de acolo, că nu-i tătă cetatea rea. Dați afară să pedepsim păcatul. Nu era mai ușor să-i dea pe oamenii aceia pe mâna legii? Credeți că o făcut-o? Da, de unde? N-o făcut-o. O trebuie să se adune oastea, să nimicească seminția lui Beniamin, să cadă mii de oameni de o parte și de alta. De ce? Pentru că ăștia țineau cu păcatul. Îi țineau că îi păcătos, dar-i vârmiu. E păcătos, dar nepotul meu, e din familia mea. Cum să-i dăm noi pe mâna legiuitorilor? Și am spus, cât de greu să fac lucrurile ușoare. Asta e o constatare a mea și m-am mirat și m-am nemulțumit de asta. Împăratul Neco pleacă să se lupte cu împăratul de Cherchemiș, Penil. Și iese împăratul lui Iuda înainte.
Și ăsta îi spune, măi, n-am nimic cu tine, du-te acasă. Eu mă duc să mă luc cu Tertemiș pe Nil și Domnul mi-a spus să mă grăbesc. Știți ce era mai ușor pentru împăratul lui Iuda? Să se ducă acasă să culce. Bă, dacă se ducea acasă să culca de nează, era extraordinar. Dar ce-a putut, mândria l-a lăsat, o adunat oaste, s-a dus împotriva lui Neco și ăștia l-au omorât. Nu-i mai ușor să dormi decât să te bat? Ei, dar sunt unii la care e mai ușor să se bată decât să... Și atunci am constatat eu, măi, ce greu să fac lucrurile ușoare. Asta că au venit vorba din Amar. Și la predică tot așa, odată am fost invitat la Botoșan să predic la o nuntă, mă sună sâmbătă seara mirile. Și spune, frate Dragoș, rămâne cum a stabilit mâine. Zic, da, măi, dacă dă Dumnezeu, mâine dimineață vin la nuntă. Frate Dragoș, dar ce o să predicați mâine? Măi, spune acum, o să spun că bărbatul să-și iubească nevasta și nevasta să teamă de bărbat, e bun? Ne-a zis că e bun, dar o să predicați așa simplu. Zic, nu, le complicăm mâine. Mâine la învol le complicăm, doar trebuie să predic o oră de aici, acum așa simplu. Că nouă ne plac predicile complicate, că eu dacă vin la voi cu o predică simplă, nu mai chemați. Trebuie să vă spun ceva de orion, de cloșca cu pui, de calea lacteie, să vă mai porc prin spațiu și vă spun pocăiți-vă, fraților. Ei, și atunci o predică bună, că lucrurile ușoare le facem greu. Uite, vă mai dau un exemplu să vedeți dacă nu e așa. În adunări se cere bună cuvință, o ținută cuvincioasă. Pentru o fată pocăită, pentru o femeie măritată pocăită, cel mai ușor ar fi să vină îmbrăcată cu o rochie sau o fustă lungă și largă, ca să stea comod pe bancă. Asta comod, poate sta și mai neglijentă, că dacă e fusta lungă și largă și are o bluză mai largă pe ea, stă mai nepăsătoare. Dar fetele noastre sau surorile vin cu fustă scurtă, se mai așează pe bancă, fusta se ridică din sus de genunchi. Și trei ori le-am văzut eu cum trage de ele. Trage încoace, trage încolo. Pune baticul pe genunchi, pune caietul de cântări pe genunchi și eu zic, uite, în acasă, e vrea să-i crească stofa care are în pustie, le crească papuci în picioare. Dar nu le crește în trei ore. Numai bine venea mai lungă și asculta predica. Mai ușor ar fi să vă îmbrăcați cuvincios. Asta ar fi cel mai ușor. Dar veniți îmbrăcați necuvincios și vreți să vă faceți cuvincioasă la adunare. Și nu vă ajung caietele și eșarfele și evantaile și asta nu-i pocăință. Ei, hai să revenim la Naaman. Dar am spus că predic scurt. Frații mei, în al doilea rând, trebuie să fie dorință de vindecare. Să ne-o dea Domnul, amin? Adică recunoaștem, venim înaintea Domnului, avem încredere în El, facem lucrurile care ni se spune și, scurt, atitudinea de după vindecare. Cum voi răsplăti eu, Domnul, toate binefacerile Lui față de mine? 116, versetul 12 și 13. Voi înălța paharul izbăvirilor. Vă vindeca Domnul pe careva? Lăudați-vă cu Domnul. Nu vă lăudați cu frață, dacă o veni frață, ceia, o veni niște frați, niște oameni ca și voi. Important în adunare să fie Duhul Sfânt prezent. Important să fie Domnul Hristos prezent și când vă vindeca, Domnul mărturisiți lucrările Lui. Amin? Fără să prin fratele ăla m-a vindecat. Domnul Iisus m-a vindecat. Amin. Știu un frate care a fost participat la o vindecare în Ucraina, un om foarte bolnav, bolnav de cancer, un om bine văzut, un om în vârstă și îl știa și șeful de post și directorul și primarul că e în ultima fază terminală. Au fost niște frați, pentru care un frate din România s-a rugat pentru el și Dumnezeu l-a vindecat. După ce l-a vindecat Dumnezeu, a început să meargă pe drum și se întâlnește cu directorul și îi spune, Badi, dar știam că ești bolnav, cum de mergi pe drum? Te-ai făcut bine, te-ai vindecat, cum te-ai vindecat? Și el a zis, uite așa, m-am vindecat. Și se întâlnește cu șeful de post și spune, dar te-ai făcut bine, cum te-ai făcut bine? Da, uite, m-am făcut bine. Și se întâlnește cu directorul de școală sau cu primarul, același lucru. Trei oameni importanți l-au întrebat și el i-a forușit, îi spui că s-a rugat frate. Uite, așa m-am făcut bine. Și după scurt timp vine un proroc, spune, pentru că ți-a fost rușine și ai tăgăduit lucrările mele, boala se va întoarce înapoi și vei intra în mormânt. Și așa s-a întâmplat. Cum voi răsplăti eu, Domnul, binefat? Voi înălța paharul izbăvirilor. Vreau în seara asta la Viena, la numărul 2, să vă văd așa cu paharul izbăvirilor.
Spui și pe mine m-a vindecat Domnul, și pe mine m-a iertat, și pe mine m-a eliberat, și mie mi-a dat liniște, Doamne ajută! Și nu uitați de mulțumire! Omul ăsta vindecat de Domnul a venit și a mulțumit și aș vrea ca la urmă, la rugăciunea de final, fiecare din noi să aibă motive de mulțumire. Amin!